România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Azi a început evaluarea națională pentru peste 130.000 de copii, puțini, foarte puțini în realitate, măcar de-ar fi o generație valoroasă pentru societatea noastră. Marea idee a acestui examen este că azi se decid foarte multe destine. Așa cum este structurat sistemul nostru de învățământ, ce se întâmplă astăzi este fie o rampă, fie o frână. E un sistem calat pe vârfuri, un sistem în care, deși ne prefacem că e altfel, avem licee de o calitate excepțională și licee mai slabe. În funcție de aceste licee, și destinul profesional, uneori chiar și reușita în viață, este scrisă pe mai departe. Să vă dau un exemplu. Dacă o să mergeți la târgurile de educație la care vin facultăți din străinătate, veți afla că acestea au în minte și în scriptele lor un top al liceelor din România și că știu de la bun început calitatea elevilor pe care îi vor primi. Cum nu se dă examen la aceste facultăți și de multe ori e pe bază de dosar și de interviu, un liceu bun din România te va propulsa. Adică dacă intri azi la un liceu bun, ai șanse mai mari la o facultate mai bună. De asta zic că examenul este foarte important pentru fiecare copil. Așa l-am făcut noi, societatea noastră. Doar că de aici încolo se întâmplă un fenomen straniu, dați-mi voie să-i spun. Indiferent de rezultate, la final, cel tras la răspundere este copilul. Dacă rezultatele nu sunt pe măsură, presiunea va fi pe el. De ce nu ai învățat? Uite la colegii tăi ce au făcut, dacă ai fi învățat și tu mai mult. Presiunea este pe el și niciodată pe profesor, deși cei doi sunt o echipă, nu-i așa? De câte ori, după un eșec școlar, ați cerut socoteala unui profesor? Sau știți voi un caz în care i s-a cerut socoteala și a spus, bă, uite, copiii ăștia n-au intrat toți pe la licee bune. Hm? Dar munca lui, a profesorului, de câte ori ați evaluat-o? În schimb, dacă e de bine, profesorul este apreciat. Și este mai apreciat dacă e vorba de meditații, nu? Dacă meditațiile au dus la succes, toată lumea e de lăudat. Dacă nu au dus la succes, atunci e vina copilului. Ca să nu mai zic că la restul obiectelor, parcă nici nu ne mai interesează evaluarea asta. Dar, prieteni, se întâmplă ceva timid și care ar putea duce la o schimbare. De anul acesta, Ministerul Educației a introdus evaluarea profesorilor de către elevi. Adică elevii au un formular și vor scrie acolo cât de bine sau de rău predă profesorul respectiv, după capacitatea lor de înțelegere, firește. Sunt întrebări legate de siguranța la clasă, de modul în care predă profesorul, ce atmosferă e în clasă, dacă acesta poate folosi un computer. Vă mai aduceți aminte de Shelly, nu? Shelly a spus asta la un moment dat și ce urlet general a fost, câtă lume s-a înfuriat. Că ce mai vrea și ăsta, auzi, evaluarea profesorilor, cum să evalueze copilul profesorii. Evaluarea pe care o fac copiii de liceu și de gimnaziu nu este meritul și nici ideea lui Shelly, în mod evident. El doar a subliniat ceva ce ar trebui să existe. Era o idee mai veche care de-abia acum se pune în practică. Și e o oglindă bună pe care oamenii trebuie să o aibă în față. La ideea ministerului s-a protestat de data asta pe forumuri. Că de ce? Ce efecte va avea? Dar există și profesori care s-au bucurat, pentru că așa vor ști dacă fac ceva bine. Evaluarea asta nu va avea rezultate profesionale, adică nu le taie nimeni din salariu și nu le ia din gradele profesionale, dar poate avea efecte morale, zic eu. E și un moment potrivit de bilanț ziua de astăzi, totuși să mai adăugăm, în care noi ca societate și ca părinți putem evalua un corp profesional pe care ne bazăm. Nu e musai să ai copil în clasa 8-a sau copil de școală ca să participi la dezbaterea asta. Da? Trebuie să ai o idee despre școala românească și de asta te chem alături, fie că ești părinte, profesor sau cetățean. Și vă întreb așa, este corectă evaluarea profesorilor de către elevi? Ce rezultate credeți că va avea?
Voi cum îi evaluați pe profesorii copiilor voștri? Ce vă deranjează cel mai tare la ei? Lipsa de implicare? Meditațiile? Și ce este de lăudat, în mod evident? Cum să zic, inventivitatea, faptul că trag de ei în condițiile în care salariile nu sunt dintre cele mai mari și nici condițiile de lucru tocmai cele mai corecte? 0372069599. Vă invit la o evaluare a profesorilor din România. Dezbaterea acum începe. Mulțumesc pentru răbdare și mulțumesc că m-ați ascultat. Roxana vorbește prima. Bună ziua! Bună ziua! Roxana, sunt din Constanța și vă vorbesc dintr-o dublă perspectivă. Sunt și profesor, sunt și părinte. Nu mă întrebați unde se termină un statut și unde începe celălalt, însă mi-ar plăcea acum să vorbesc din perspectiva profesorului. Cum am primit eu această grilă de evaluare care a speriat, cu ghilimele sau nu, pe toată lumea. Menționez că eu predau la liceu, într-un oraș, predau în Constanța, deci s-ar putea să fie situații diferite prin țară, vorbesc strict din punctul meu de vedere. Eu am privit-o, am primit-o și am privit-o cu foarte multă bucurie. Păi cum această așa? Grilă de evaluare. Nici măcar n-am văzut cuvântul evaluare. Să știți că prima dată m-am evaluat, m-am auto-evaluat. Băi, ce fac eu din lista asta? Ce-ar spune elevii mei despre mine? De ce am spus că am primit-o cu bucurie? Pentru că eu predau o materie importantă, vă rog să remarcați ghilimelele, limba și literatura română, și eu îi învăț pe elevii mei să-mi pună întrebări, să gândească critic, să pună sub semnul întrebării orice întâlnesc, să extragă mesaje. Cum aș fi putut eu să fiu tristă sau supărată sau revoltată că elevii mă evaluează? Băi, poate nu iese bine. Curie. Poate nu iese bine. De unde știi ce o să scrie acolo? Sau știi? Deja eu știu că o să iasă bine. Știu că o să iasă bine. Simt. Ești optimistă. O să iasă bine. Că simți că te iubesc copiii. Dar oricât am fi de ipocriți, în sufletul nostru știm ce este bine, ce este rău, fie că ești profesor, fie că ești elev. Deci, și vreau să mai spun o chestiune. Dacă vei comanda ceva online, primești imediat un formular de feedback. Mm-hmm. Anonim, culmea. Da. Nu? De ce la școală n-aș putea să dau ca elev acest feedback? Uite ce zic profesorii, colegi de-ai tăi, pe forumuri din toată țara. Ai citit. Dar la tine în cancelarie, cum a fost primită ideea? Am avut discuții, păreri similare mie, păreri similare colegilor revoltați, ca și cum ar fi primit vreo notă sau le-ar fi tăiat din salariu. Pe care era supărarea? Revoltații la asta se gândeau. Că ce, că le taie din salariu? Da, poate să gândească. Nu, era atât de revoltat ca și cum. Aha, dar care e motivul revoltei? Adică ce-i nemulțumea? Cine să mă evalueze pe mine, domnule? Culmea, beneficiarul actului tău de predare, învățare și evaluare. Dar cum să mă evalueze pe mine cineva care habar nu are? Ca și cum dacă ne-ar evalua colegi, am fi foarte bucuroși. Foarte interesant. Și, cum să zic, cum s-a soluționat? Până la urmă e obligatoriu, dar lumea e nemulțumită. Sau a rămas nemulțumită. Nu știu ce să spun. Eu revin, vorbesc strict din punctul meu de vedere. Ce este, dar poate se va lucra puțin la procedură, ce este totuși cu minus este că acest feedback nu va ajunge într-o formă interesantă, constructivă la profesor. Adică noi diriginții trebuie să strângem aceste formulare și să facem ce? Că nu o să mă duc să-l trag pe colegul meu de mânecă, o să găsesc o modalitate diplomat de a-l informa. Încă nu se știe exact ce se va întâmpla. Vom da feedback-ul directorului. Ce va face directorul? Această întrebare mi-o pun și eu. Ce se va întâmpla
cu rezultatele. Foarte interesant. Ce vom face, adică am făcut treaba pe jumătate. Ce vom face cu rezultatele? Da. Nu știu, sunt o oglindă. Asta mă interesează. Elevii, dacă primesc feedback din partea noastră, notele, de exemplu, ele se trec în catalog, media e importantă sau nu. Ce se întâmplă cu feedback-ul? De aici încolo poate cei de la minister să construiască ceva. Mulțumesc tare mult! Ea e Roxana din Constanța, profesor. Profesor care își dorește să fie evaluat. Cum o rezolvați pe asta, domnul ministru? Deci chiar așa, ce facem cu asta? Le punem la dosarul profesional, le adunăm acolo? Când vine să-și ia următorul grad, se uită comisia? Ia să vedem cum te-a evaluat, Roxana. Ia uite, în ultimii 4 ani, mulți elevi de la ora ta consideră că ai făcut următoarea chestiune. Va fi foarte interesant, dar în primul rând, dincolo de a ne face cineva ceva, cred că avem noi evaluarea asta. Aș trage de ea, s-o văd, uite, ce au zis oamenii despre mine. Rodica, salutare, profesor sau părinte? Bună ziua, sunt părinte, sunt studentă, sunt mămică, tot ce doriți. Mă bucur că am reușit să intru în direct cu dumneavoastră. Doar vreau să vă spun ce am pățit eu, fiind elev în clasa 5, acum alți foarte mulți ani, făcând clasa 1-4 în sat, fiind mai puțin elevi, ne-a 5-8, clasele 5-8 le-am făcut în satul vecin și având dirigintă, o profesoară de matematică, care a fost ca și o mamă, adică a vorbit cu noi tot ce nu se vorbea pe timpul lui Ceaușescu. Știți foarte bine că erau foarte multe subiecte care în casă cu părinții nu se discutau. Dânsa la dirigenție și-a făcut timp, ne-a dus în comună la dentist, pe toată clasa, deci a fost dus ca și o mamă. V-a dus la dentist? Dom'le, n-am pe toți. Ce chestie, da, trebuia să mergem cu trenul, o stație, și gândiți-vă, ca să nu ne ia din bănuții care aveam, vorbea cu nașul, cum se spune, să nu ne luăm bilet, că doar o stație mergeam, 7 kilometri. E un profesor extraordinar, dar astăzi, da, când ești mamă, mai primești exemple din astea? Mai rar, acum sunt și studentă și vreau să vă spun că am profesori care mi-e mai mare dragul să particip la cursuri, putem să le punem întrebări, putem să, dacă n-am înțeles o anumită, un caz sau ceva, putem să dezbatem, dar în schimb am și profesori care, dacă îi pun o întrebare, îmi spune, păi, acum ce vrei să-ți explic eu tot? Eu sunt de acord, dacă eu aveam șansa atunci, acum foarte mulți ani, să evaluez un profesor, credeți-mă că aveam probabil un alt viitor, pentru că iubeam orele de matematică. La teză am luat 9 și am avut colegă care în sat 1-4 era tot de 10 și atunci o la 7. Și vă dați seama ce scandal a ieșit, că a zis că nu crede că n-am copiat și diriginta să-i demonstreze că mi-a dat nota pe corect, m-a scos la tablă, mi-a dat un exercițiu din teza respectivă și l-am făcut de la A la Z corect. Și asta pentru mine a fost cumva, cum să zic, o susținere, adică am emoții pentru că... Nu-i cazul, că aici ești cu lume de, ești cu lume de treabă. Da, e foarte urât din partea societății să te catalogheze, să spună etichetă, fără să vadă de ce ești tu în stare. Știți? Nu întotdeauna fizicul sau... Poate că... Nu, așa am fost educat. Să mai tăcem, că de multe ori, ca să nu fac scandal, de multe ori tăceam și dacă știam că am dreptate, tăceam ca să fie bine. Ți-ar fi Dar fost am, de folos? Am realizat cu trecerea anilor că am greșit foarte mult. Că ai tăcut. Întotdeauna și am tăcut. Și mi-am susținut băiatul, am un băiat de 25 de ani și am spus în felul următor: dragul meu, gândește-te bine ce vrei să faci, pentru că eu nu te forțez să faci aia, eu n-am avut șansa ta. Deci făceam naveta la Zalău, că sunt în Sălaj, 21 de kilometri cu trenul, am făcut handbal 3 luni de zile cu domnul, cu domnul antrenor Tadic, toată lumea știe, da? Mm-hmm.
a fost la, în echipa națională, dar făcând naveta, făcând, fiind de la țară, cu gospodării, cu părinții, nu au pus accent pe învățătură și pe șansa, pe viitorul nostru, a copiilor, am ratat foarte multe șanse care le-am avut. Și am ajuns acum la 48 de ani să fiu studentă, toată lumea mă face nebună, dar consider că niciodată nu-i prea târziu și atâta timp cât eu vreau să-mi demonstrez că pot mai mult și chiar atunci pot mai făcut. Mult, uite, merită făcut orice efort și pe toată lumea încurajez. Dacă vrea să facă o schimbare, să o facă. Mulțumesc tare mult de mărturia ta. Și fiți atenți la această mărturie. Știți de ce e importantă? E importantă pentru că școala românească este o școală calată pe vârfuri. Da? Este o școală care dă întâietate elevilor care sunt sus acolo și pe care îi ajută. De obicei, cei aflați în urmă sunt lăsați în urmă. Ăsta e modelul școlii românești. Corpul mediu școlar este cel care are de suferit cel mai mult, pentru că nu învață. Nu are capacitatea, nu are lucrurile necesare, poate n-are sprijinul necesar. Și copiii precum Rodica ajung la 48 de ani să-și refacă viața atunci. Poate aș fi avut mai multe șanse, spunea ea. Despre asta trebuie să fie școala. Despre toate rodicile care mai au nevoie de o șansă. Nu neapărat despre toți cei care au primit coroniță și merg la olimpiadă. Florin, salutare! Mă întorc la evaluarea profesorilor. O primești bine sau o primești rău? Bună ziua! Mă bucur că am auzit-o pe doamna Rodica și pe doamna profesoară de adineauri. Am o situație din Brașov, sunt Florin. Avem o doamnă învățătoare care, din păcate, ar trebui evaluat-o urgent, ca să zicem așa. Cu siguranță ca doamna aceasta învățătoare sunt multe. Am o fetiță în clasa întâia, care este extraordinar de deșteaptă. Își face teme, nu prea își face teme tot timpul. Ideea este că doamna învățătoare dă de lăsătoare este încât nici nu le corectează temele. Și atunci, dacă nu se intervine urgent pe tipul acesta de profesori, de învățători, vor înainta niște elevi cu capacități care nu vor fi exploatate, dat fiind faptul că acești profesori sau învățători nu au capacitatea de a transmite niște informații copiilor, de a-i face să învețe și de a-i motiva să-și facă temele curat și corespunzător. Nu, efectiv, probabil că sunt mulți copii din clasă care pur și simplu se duc la școală ca să aibă de unde să întoarcă. Datorită învățătoarei, din punctul meu de vedere. Dar cum? Și atunci, dacă nu se intervine cu această evaluare, cât mai... La clasele mici, să spunem că nu se va face, adică sunt prea mici copiii ca să facă evaluare. Puteți să faceți doar voi, părinții. Să facă părinții, dar să facă părinții atunci. Care erau așteptările tale de nemulțumire atât de mare? Datorită faptului că copilul nu are tragerea de a-și face temele, și atunci când și le face, când eu mă uit peste tema ei, că unor o lasă să facă singură și mă uit peste a constat că a greșit în anumite locuri, punctual, chestii minore, și s-a uitat doamna învățătoare pe tema ta. Și s-a uitat. Păi și n-a văzut că aici ai greșit la subiectul ăsta? Nu mi-a zis nimica. Păi și atunci, cum crezi că poți să faci un copil în clasa întâi să-și dorească să învețe, să fie motivat și să fie focusat pe a învăța, dacă tu ca învățător în primul an al ei de școală, tu nu ești învățător cu adevărat. Dar... Și atunci un învățător de asta trebuie evaluat urgent de către părinți, astfel încât feedback-ul părinților să îi dea acel salariu acelui profesor sau să nu îi dea deloc. Că tot zicea doamna, ce se întâmplă cu aceste valori? Aceste valori aducă niște bani în plus profesorilor care își dau silința. Aici... Doamna e un model pozitiv. Aici te-aș întreba și eu ca un profesor, dar au părinții capacitatea să evalueze până la capăt dacă un profesor își face bine treaba sau nu? Un punct
punct de vedere personal, de exemplu al meu, acum, ar fi fost pertinent în, împreună cu alți părinți din clasă, dacă aș fi singurul caz, deci dacă eu aș fi singurul care evaluez în direcția în care v-am prezentat-o acum, aici ok, se închide subiectul. Dar dacă ca evaluarea mea mai există încă 10 evaluări în clasă și ei sunt 32 de elevi în clasă, înseamnă că avem o problemă cu acest învățător. Deci aici trebuie analizat cu foarte mare atenție fiecare... Ok, că sunt părinți care... Poate că este numai părerea mea. Eu discutăm cu 2-3 părinți din clasă, am constatat că nu este numai a mea. Ba mai mult decât vrem să ne unim câțiva părinți... De curiozitate, cu profesorul, cu învățătoarea ați vorbit vreodată? Adică i-ați exprimat aceste... Eu personal nu am discutat. Eu personal nu am discutat. E o situație mai delicată la mine și eu nu am puterea să discut eu personal. Am înțeles. Mi-e greu să dezbat acum exact despre ce înțeleg. Să vă încurc, că vă încarcă profesor, în care părinții nu ar face un pas firesc, bănuiesc că grupul de părinți discută, poate îi cere mai mult doamnei sau o chestiune de, de genul ăsta. Așa că un prim pas. Au fost niște discuții punctuale, din ce am înțeles eu, numai că nu se întâmplă nimic acestor discuții, deci, în urma acestor discuții punctuale. Ce spui tu, Florin, acum e că această evaluare pe care o fac elevii de clase mari e necesară chiar să vină cu un plus, cu evaluarea părinților. Da, foarte corect, foarte corect. Este foarte, la clasele mici să fie părinții, pentru că, cum a spus dumneavoastră, un copil la clasa întâi, cred că și el îmi spune mie copilul, păi da, la un învățător este toată ziua și își face hârtii. Adică i-aș face, eu presupun, acum tot ce vă spune presupune, i-aș face rapoartele care trebuie să le facă, dar ne ținând cont de elegi. Vă dau un exemplu, îi citește, îmi spune ea, doamna învățătoare, am citit, citiți de 3 ori, spune, am citit doamna învățătoare, păi mai citește încă de 2 ori. Doamna învățătoare, am citit încă 2 ori. Mai citește de 10 ori. Păi bă, tu crezi copilul ăsta tâmpit? Da. Adică, uite, vezi? Scuzați-mă că folosesc expresia asta, dar băi, tu, pentru că tu ai treabă, că tu ai altă chestie mai importantă. Îți spune și face hârtii. Vezi ce important... Niște valori, niște chestii. Mulțumesc tare mult, ele Florin, din Brașov. Vedeți ce important e feedback-ul, pentru că... și discuția în sine, pentru că poți să descoperi lucruri la care nu te gândești. În acest moment, în școala din România, un profesor sau un învățător este o putere de necontestat. Se negociază lucruri între părinți și învățători, dar dacă se ridică semne de întrebare, ce faci? Sorin, salutare! Claudiu? Sorin, da, numai eu. E Claudiu, salut, te auzim! Foarte bine, era delay-ul de la radio, scuzați-mă, cu toată stima, domnul Striblea. Intru, n-am mai fost până acum, m-am ascultat de la început, intru ca elev, nu ca profesor și nici ca părinte. Ok. Dacă se ce poate. Clasă ești? Sigur că da. Ești deja în direct. A 11. Da, a 11, trec a 12 acum, după această vară. Uh-huh. Și faza cu feedback-ul acordat profesorilor pentru ceea ce se întâmplă la clasă, e mai mult decât binevenit, pentru că elevul e beneficiarul educației, dar să nu uităm de la început că tot sistemul, de fapt, e format din elevi, părinți și profesori. Deci nu cred că e timp în educația din România de acum să mai aruncăm cu pietre sau să ne certăm sau să ne complicăm mai mult decât este cazul, ci să conlucrăm cu toți împreună, pentru că pentru noi lucrăm, de fapt. Deci nu, nu e timp de pierdut. Asta e ideea. Iar feedback-ul vine foarte bine pentru că pentru că sunt și discrepanțe, într-adevăr, în toată România, în ce se, în câte se vede, școlile de la state, acum, de la o vreme, au un boost de profesori tineri care se implică, într-adevăr, în comunități rurale, dar tot sunt discrepanțe și e foarte important să ținem minte încă un lucru, că la fel cum sunt și elevi, mai buni, mai puțin buni, mai astâmpărați, poate mai energici, părinții, la fel sunt și profesori. Păi hai să le facem, hai să le facem evaluare la ai tăi. Ce-ți place și ce te deranjează? Păi, din perspectiva mea, am fost binecuvântat cu niște profesori excelenți. Asta, toți? Ăsta e norocul meu, să zic. Deci, toți? O evaluare... Să fac evaluare, știu că sigur nu s-ar supăra dacă le-aș spune ce putem să îmbunătățim împreună, nu ei singuri, pentru că și eu și restul facem parte alături de ei, împreună pentru lucruri de la clasă. Asta ar fi ideea. Am înțeles. Dar ei, profesorii tăi, cum au primit evaluările astea? Ce v-au spus înainte de a vă da evaluările, formularele? Cei drept, încă o chestie, noi făceam evaluări și dădeam feedback printr-o aplicație, deci feedback online, dinainte să fie implementat, de vreo 2 ani.
în școală. De când am intrat la liceu, dădeam feedback profesorilor, nu tuturor, dar din 20, 18 aveau nevoie de sistem și ne rugau să completăm voluntar, bineînțeles, online, chestionarii făcute de ei, personal, despre lucrul la clasă. Aha, deci existau 18 profesori din 20 într-o școală, de unde ne suni? Din Prahova. În Prahova, la colegiu, la liceu. Deci, deci 18 din 20 de profesori la o școală din Prahova au cerut singuri feedback-ul ăsta. Asta mi se pare fantastic. Chiar că da, am completat la majoritatea orelor. Nu dau seama, sincer, acum care erau celelalte două cadre care nu... Dar nu e relevant. Probabil era ceva un opțional pe care probabil făceam cu același domn profesor, dar nu mi-aduc aminte foarte bine. Am adresat și aceste întrebări Claudiu, care e la liceu. Am întrebat și în felul următor: totuși, ce te deranjează cel mai tare la profesorii tăi? Pentru că nimeni nu e perfect în viață. Da, nimeni nu e perfect. Așa e. Mă deranjează faptul că mai există și alții, dar foarte, foarte puțini, care probabil au făcut o alegere mai puțin inspirată să aleagă această carieră, pentru că se simte diferența între un om și celălalt și simți ca elev la clasă, pe pielea ta, cum e la 15 materii să înveți de drag, nu poate, nu ești pasionat, nu te dai peste cap, dar să fii atent, să fii implicat decent și cu respect, și la celelalte două, trei, patru alte ore, se simte că profesorul nu e la fel ca ceilalți. Iar asta stă în metodică și în parcursul profesional pe care îl are de urmat, ce drept după facultate, după părerea mea. Îți mulțumesc tare mult, Claudiu Licean din Prahova. Hai să-l auzim și... tot un Claudiu avem? Tot Claudiu. Salutare, Claudiu. Ia să vedem dacă nu fi tot Licean. Bună ziua tuturor. Da, Claudiu, sunt din Brașov. Sunt în calitate de părinte. O să încerc să fiu cât mai scurt. Și eu lucrez la o companie privată și acolo la fel primim feedback. Unul din câțiva clienți cu care interacționăm este sunat aleator și întrebat niciun caz de meserie. Deci nu îl întreabă pe client, la fel cum sunt și elevii întrebați, nu îl întreabă, domnule, câtă chimie sau câtă matematică știe profesorul tău. Întrebările de obicei sunt de genul interacțiune, decență, empatie și chestiuni de genul ăsta de comportament, mai mult decât că nu poți tu să evaluezi ca elev știința unui profesor. Poți evalua doar modul în care ți se explică, dacă e bine, înțelegi, nu înțelegi, poate fi mai bun sau mai rău. Deci chestiile astea ar trebui eliminate din gândurile profesorilor, că bă, mă poate evalua pe mine un mucos. Nu e chiar așa. Și la câtă materie știu eu. Nu e chiar așa, pentru că îți citesc următoarea întrebare. Profesorul utilizează metode care să asigure caracterul aplicativ al învățării? Eu habar n-am ce înseamnă asta, dar un copil de 17... Eu la asta înțeleg din asta, aplicativ al învățării. Efectiv, să nu să-ți zică numai teoria, știți că aia și cu aia adunate se poate să-ți și arate efectiv, prin desene, prin joculețe, prin tot felul. Dar aici iar intervin banii, baza materială și interesul acordat de profesor. Dar ce notează profesorul? Capacitatea ta de a toci și de a reproduce informații... Sau faptul din că ai înțeles ceea ce ai predat pe lângă cam evoluția ta? Cam asta se face acum. Încă o chestiune care vreau, neprinzând toată emisiunea de la început, e posibil, poate s-au mai spus lucrurile astea. Deci profesorul nu trebuie să le fie frică de evaluarea asta. Deci nu are treabă cu câte doctorate are profesorul sau câtă știință are el. Deci e efectiv activitatea la clasă. În orice call center, dacă sunt de la orice serviciu, la un moment dat ești sunat înapoi cum s-a comportat operatorul sau tehnicianul de la gaz, de la curent, de la care o veni la tine în casă, cum nu te întreabă, domne, știa legea fizicii, știa să înădească sârma, să sudeze țeava, nu ți se pun astfel de întrebări. Deci nu trebuie să fie o sperietoare evaluarea asta. În schimb, ce vreau să vă spun, evaluarea asta contează la un moment dat la mine, la companie, este un anumit procent de 20% dintr-un feedback general pe care îl primește managerul meu direct. Pe lângă aia se mai adună și alte chestiuni, gen câți clienți ai mai adus în companie, o grămadă de, se face un punctaj și la final ești evaluat. Dacă ești sub un anumit procent, atunci trebuie să ai o discuție cu managerul, că înseamnă că ceva nu este în regulă. Sau la cazurile punctuale când sunt sunați clienții și acolo ai primit feedback negativ total, sau așa, atunci automat îi se pune managerul în vedere, vezi că cutare de la tine din echipă a primit 1, 2,
feedback-uri super negative. Stai de vorbă cu el, vezi care este problema. Deci ar trebui să avem și reversul feedback-ului, nu doar așa că le punem pe o hârtie, s-au adunat acolo. Aia s-au întrebat și mulți profesori. Se adaugă sau nu la dosarul profesional ce urmează? Mi s-ar părea absolut normal, logic, să se și adauge. Mai am o problemă pentru domnul ministru, acea comisie de bullying sau ce am înțeles că se va face. Sincer să vă spun, va fi un fel de frecție la picior de lemn, scuzați în limbajul, atâta vreme cât profesorii nu au metode de coerciție. Păstrează-ți ideea, niciun fel. Pentru că să știi că vineri la Deșteptarea României chiar despre bullying vorbim. Da, nu știu dacă o să mai apuc. Deci ideea este să aibă și profesorul, cel mai corect ar fi contract semnat, părinte, elev, profesor, în tripartit. Domne, ăstea sunt regulamente, altfel degeaba, îl faci comisie, îi scazi nota la putare și în continuare o să... Nu mai există școli de corecție, sincer, poate sunt, pare o gândire comunistă, dar nu ai metodă. Deci și eu am avut conflicte cu copilași în fața blocului, spuneam, mă, mergeți de la scară, nu mai înjură în soție. Da ce, n-am voie să stau, e spațiu public. Mă, nu e spațiu public, totuși e scara mea, eu plătesc impozit pe 5 metri în jurul blocului. Nici cum, dacă te ieși, le tragi un șut în fund sau de urechi, poliția care a agresat minorul, dar el are voie să zică, să facă, să dreagă. N-ai nicio metodă. Profesorii nu mai zic. Dacă îl scoate în fața clasei, vezi, doamne, că îi strici stima de sine. Dacă îi scazi nota la purtare, păi ai fost prea dur. N-ai instrumente. Vezi? Deci, uite, vezi? De asta se tem și profesorii. Educația la animale. Trebuie să ai recompensă și pedeapsă, ca să zic așa. Da, zăhărel și pe țigaș. Știu altfel că sunt metode cum? Și mai bune. Claudiu, corporatist. Doamne ajută să fie. Spor la treabă. Nu știu dacă funcționează chiar așa. Și de asta se teme și profesorul. Bă, dacă îl scot în față la tablă și îl pedepsesc, ce o să-mi scrie neva îl pedepsesc? Îi arăt că nu știe să facă un anumit lucru la care eu mi-am dat interesul să-l predau. El ce o să zică în evaluarea aia? Dar grupul băieților buni din oricare clasă, ce o să zică în evaluarea aia? Mi-ar plăcea să-i auzim și pe profesor, sigur v-am dat din ce au spus ei pe forumuri. Cum te poate evalua un elev corigent? Zice unul dintre ei. Chiar așa. Cum te evaluează un elev corigent? Va fi el obiectiv sau subiectiv? Marian? Da, nu știu cine e pe linie momentul ăsta, dar îi zic că... Alo? Marian, da, cred că e. Salut. Da. Mă aud? Da, da, vă auziți. Super. Bună ziua tuturor. Și aș dori să adresez și eu o întrebare. Cum motivăm profesorul ca să-și facă treaba? Întrucât salariile nu sunt tocmai bune în învățământ. Pentru foarte mulți dintre profesori nu există siguranța locului de muncă, întrucât foarte mulți sunt suplinitori. Perfect, și atât timp cât nu sunt posturi titularizabile, ei nu se pot titulariza chiar dacă iau nota 10 în examenul de titularizare. Ok, asta și... vine ca o balanță la ceea ce s-a discutat până acum? Adică vi se pare că evaluarea asta e nedreaptă în condițiile în care profesorii se confruntă cu lucrurile pe care le-ați numit? Nu neapărat. Evaluarea mi se pare una bună, pentru că mulți din profesori se satură să tot aștepte să se titularizeze sau să aibă un venit mai bun și mulți pleacă către companii private și poate rămân cei care sunt mai mediocri, care poate nu au o altă posibilitate. E adevărat ce spui tu. Asta e o mare dramă a învățământului românesc în lipsa acestor bani care lipsesc. Știu eu, calitatea scade și calitatea corpului profesoral. Dar, nu știu... cum am putea rezolva chestiunea asta și mă gândesc că poate nu e întru totul legat de salarii. Nu crezi că... Apropo, ești profesor? Nu, dar am pe cineva apropiat care okay. este profesor. Bun. Și în momentul în care a ales calea asta, a ales-o de plăcere sau pentru că așa i-a oferit viața? La început a fost de plăcere, da. Aha. Și... La început a fost de plăcere, dar
cel puțin în ultimul an, cu perioada de învățământ online, a fost mai stresant, plus că profesorii au foarte multe hârtii de completat care sunt total degeaba. Okay. Și atunci mai este în învățământ persoana apropiată? Da, da. Aha, și va rămâne acolo, așa, nestimulată, cu probleme? Se gândește să schimbe, să schimbe profesie. Evaluarea asta cum i-a picat? Sincer, e o idee bună. Ideea în sine este o idee bună, doar că nu trebuie oprite lucrurile. Să vedem, da, și cât de competenți sunt profesorii, dar totuși hai să vedem cum să-i pregătim mai bine sau cum să avem după ce facem niște profesori. În mod evident, da. Mulțumesc. Uite că ne apropiem de o concluzie în emisiunea asta. Și anume că acesta trebuie să fie un instrument pe mai departe. Căci dacă completăm o altă hârtie, ea nu e folositoare decât în măsura în care omul se uită în ea și hotărăște, da, am făcut niște greșeli, știu ce am de făcut mai departe. Dar pot toți să facă chestiunea asta. Salutare, Cosmina! Unde te situezi în povestea asta? Bună ziua, de la Timișoara vă sun. Sunt o fostă studentă la medicină veterinară, anul trecut am terminat. Și vreau să spun că la noi chiar se practica metoda asta de evaluare a profesorului. În facultate. Exact, în facultate și mi se părută o metodă foarte eficientă, foarte bună, pentru că îi dă ocazia elevului, studentului, cazul nostru, să-și exprime și el opinia și părerea vis-a-vis de modul de predare al profesorului. Deci nu de strict de persoana lui, cum e el sau așa. Dar aici, voi erați niște adulți, Cosmina, adică niște oameni mari, cu anumite resurse, cu un drum în viață, cu capacitatea de a interpreta și de a înțelege. Aici, în rândul profesorilor, trebuie să le iau și eu apărarea, că au vorbit puțin în direcția asta. Uite, cum te poate evalua un elev corigent, spune un profesor? Spune-mi. Asta vreau să spun, pentru că la noi, spre exemplu, li se dădea ocazia aceasta numai studenților care aveau o promovabilitate la clasă mare sau cei care erau la peste 50% prezenți la cursuri. Aha, deci nu toată lumea se făcea, avea. Exact. Se făcea o selecție din 150 de studenți, cât eram în an, se făcea o selecție de 60 de studenți, cei care aveam cea mai mare prezență la cursuri. Ar fi asta mai... Se pare mai... normal așa, pentru că, practic, noi eram acolo, noi vedeam ce se întâmplă. Adică nu... La elev se închiulește mai puțin, dar ți s-ar părea mai obiectivă evaluarea făcută de vârfurile clasei? Mi se pare mai bine așa, pentru că este foarte greu să dea cu părerea un student care, spre exemplu, a fost doar o singură dată la un curs. Spune-mi, ce carieră urmezi? Medicină veterinară, doctor veterinar. Ah, bravo, asta e. N-o să ajungi niciodată în învățământ. Dar dacă ar fi fost să fie, te-ai fi făcut vreodată profesor? Nu, sincer. De ce? Nu, pentru că ce am mai observat la clasele mai mici, nu neapărat în rândul studenților, respect față de profesor lipsește. Ah, ce chestie. Da, îți mulțumesc. Respectul față de profesori lipsește. Dar oare cum se formează și cum se câștigă? E un exercițiu bun dezbaterea de astăzi. Azi copiii noștri au fost evaluați, dar a fost bine să ne evaluăm și profesorii, zic eu, din punctul meu de vedere. Avem de învățat unii de la alții și vedeți, aproape toată lumea, sau cred că toată lumea care a intrat aici, a fost de acord cu această evaluare națională a profesorilor. E un pas pe care îl face ministerul, dar să vedem la ce folosește. Poate va folosi la
cum să zic, repararea societății românești pe alocuri. Pentru că, să știți, modul în care facem educație și modul în care ne acordăm respect este strict legat și de vaccinare care merge mai bine sau mai prost. Este strict legat de accidentele de pe drumuri sau respectul pe care ni-l acordăm unii altora. România în direct se încheie aici. Sunt Cătălin Striblea. Vă mulțumesc, spor la treabă și mai evaluăm și mâine. Unii pe alții, voi pe mine, eu pe voi. Să ne auzim cu bine. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.